Bună seara, dragii mei, cum spune Busu. Astăzi aș vrea să discutăm un pic despre ceea ce înseamnă, haideți să-i spunem, fițele de domnișoară. Când vrea să combine cu un băiat, îi place stereotipul, adică forma corpului, nu știu ce, dar îi place ceva. Și în loc să-i spună, bună dragul meu, nu te plac pentru că, nu știu, arăți rău, bei de stingi, înjuri, râgâi, te pârțâi, sau mai știu eu ce. Așa. Trecem mai departe. Deci, în loc să-i spună, băi, nu-mi place, nu știu ce, mai bine trece la următoarea fază. Întrebă alt băiat cu stereotipul lui, adică corpului, fața lui, sau față mai bună ca el, și începe lângă tine. Stai lângă ea și începe. Vezi că trage un părț. Ori e fâsuit. Dar la ce miroase? De la câinii ăștia? Ori începe să țipe la tine. Știi? Ori altceva. Băiatul ce crede în același timp despre fată? Bă, îmi place tipa asta, dar să trage niște bășinele, pârțuri, cum vrei să-i spui. Pui de mă omoară, știi? Sau drăcuie face și drege, dă-mi vine să-i dau o palmă de îi să învârte căpățâna în jurul gâtului. Trecem la următoarea chestie. Imediat după ce terminăm cu această grosonărie a fetei, după ce găsește stereotipul care din spusele ei este mai bun, își dă seama că primul stereotip este mai bun și poate să-i spună, știi, auzi, mie nu-mi place că astăzi nu te-ai bărbierit sau că astăzi nu știu, după ce ai venit de la muncă, n-ai făcut duș, sau mai știu eu ce, știi? Adică chestii minore, care poți să-i spui pe față, decât să-i începi să îl drăcui, să-l pârțui, să-l înjuri, sau mai știu eu ce, știi? Și ajungi la faza aceea, când se întoarce înapoi. Mă, dragule, am întors la tine, dar să știi că nu-mi plac nici tu chestii. N-ai făcut duș după ce ai venit de la muncă. Nu te-ai bărbierit. În jur, bei dregi. În același timp, în gândul, în capul băiatului, este felul următor. Bă, îmi place asta, da. Când stătea lângă mine, trăgea niște părțuieli și fusuite de miroseau, așa, și mă făcea de rușine. Mă înjura și alea, că mergeam pe stradă, că mergeam cu ea în mașină, că mergeam cu ea oriunde. Știi? Țipa, urla, dă-mi venea să-i dau un pumn în maxilar, dar să treacă prin parbriz sau prin geamul la mașină. Adică chestii din acestea. Practic, este cam povestea cu Râmpunțel, când spune că ea este mândră și nu știu ce, începe să-și dea seama că fata, începe să-și dea seama că îl place pe băiat, dar în același timp a mai testat și alt băiat. Și se întoarce la celălalt și începe cu, îmi pare rău, dragă, că m-am fusuit lângă tine,
Ce miroase mai ceva ca un izvor sulfuros de apă minerală sau că am dat o răgăială mai ceva ca un elefant sau nu știu, sau am țipat la tine sau mai știu eu ce, dar tu trebuie să te schimbi ca să fii lângă mine. Ai înțeles, dragule? Și atunci ajungi la acel impas în, hai să-i spunem, viață, când nu poți decât să ajungi la concluzia că ajungi la povestea aceea. Te iubesc de te urăsc. Adică, da, te iubesc, dar te urăsc. Întâi te-am iubit, după care m-ai pârțuit, m-ai răgăit, m-ai blestemat și așa, și după care vrei să te întorci la mine. Pentru așa ceva. Și iată de ce o relație care oarecum la început părea închegată, strong, este dezghețată mai ceva ca o gelatină, știi? Adică și când mergi pe nisipul mișcător și pe nisipul de la mare, când vine valul spre tine, e mai tare. Și să îndrepți acea situație, nu o să o poți face niciodată sau o reface în viața ta. Pentru că n-a. Și atunci ajungi la concluzia următoare, la faza cu sfaturile de fată. Dragă, când îți găsești băiatul care îți place, ți-a tăiat calea, ia-ți-l. Răspunsul este următorul. Dacă a văzut stereotipul înainte și apoi al doilea stereotip, din nou, nu seamănă cu primul și mă întorc la tine, ajungi la concluzia finală că fata a fost un pic cam nesuferită. Și acum, ce faci tu ca băiat ca să îndrepți când ea te-a drăcuit, s-a fâsâit, a râgâit, te-a înjurat, astfel încât tu să nu o înjuri, să nu o dojenești, să nu te fă să-i părții lângă ea, râgâi, să nu bei și toate cele. Înțelegi? E simplă situație. Nu prea se mai poate. Și chiar dacă se poate, gândește-te că la un moment dat, chiar ea va face a doua oară aceeași prostie. Și el se gândește, oare mai merită să am în continuare acea relație când prima dată m-a fusuit, m-a drăcuit, m-a înjurat, s-a părțuit și toate cele și să o aleg pe alta. Simplu. Seară plăcută vă doresc.